Bine v-a regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Astăzi este alături de noi George Petre, instructor meditație și fondator Asociația Aletea, și vom vorbi pe marginea unei cărți pe care vă o recomandăm cu drag. Este vorba despre Arta de a trăi, meditația Vipassana, așa cum este predată de Goenka, de William Hart, o carte publicată în colecția Metanoia și pe care de altfel o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul. Vipassana, dezvoltarea vederii interioare, întruchipează esența învățăturii lui Buddha. Această cale de autocunoaștere, de autodezvoltare este extraordinară prin simplicitatea sa, prin limpezimea sa, prin lipsa oricărui dogmatism, dar mai ales prin rezultatele sale. Tehnica de meditație Vipassana poate fi folosită cu succes de oameni provenind din toate mediile socioculturale. Iată, în cadrul acestei campanii, un titlu frumos, așa cum sunt și celelalte titluri despre esența doctrinei budiste, titluri pe care le puteți găsi, cum spuneam, pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii. Aș începe discuția noastră de la acest titlu frumos al acestei cărți, Arta de a trăi. Care sunt, de fapt, fundamentele învățăturii budiste pentru occidentalul, pentru occidentalul contemporan, pentru european? Pentru că, dincolo de a fi o tradiție spirituală milenară, până la urmă, budismul ajunge și mai ales în urma unor discuții pe care le-am mai avut cu alți invitați pe acest subiect, mai ales în Anglia, iată, devine foarte mult în Occident și în Europa un stil de viață, un mod de viață. Deci, cumva ne îndepărtăm, așa cum pomeneam puțin mai devreme, de orice fel de dogmatism al unei religii, și asimilăm cumva învățăturile milenare ale budismului ca un mod, ca un stil de viață. Iar aici meditația în viața noastră cotidiană, în viața de zi cu zi, cred că are un rol foarte important. Da, cred că ai punctat o idee foarte, foarte importantă. Modul în care budismul e perceput în Occident astăzi. În primul rând, ca să creăm un pic de context, trebuie să începem de la noțiunea că budismul este o tradiție unitară. Adică nu putem să spunem că există un budism, putem spune că există mai multe forme de budism. Și e interesant de văzut cum budismul se schimbă în funcție de cultura cu care intră în contact. Deci, în momentul când budismul se duce în Tibet și intră în contact cu cultura Bon, ajunge un budism șamanic, un budism Vajrayana, un budism tantric, are complet altă formă de budismul din sudul Indiei, de exemplu. Când budismul ajunge în China, dăm de daoism, ajunge un fel de fuziune între învățăturile taoiste și tradiția budistă. Când ajunge în Japonia, prin Corea și direct, deja capătă altă formă. Deci budismul zen e o reflecție a culturii și a spiritualității japoneze și în același timp menține o esență. Dacă ar trebui însă să găsim o esență fundamentală la toate aceste trei abordări, nu știu dacă am putea pune în cuvinte. Ea există, dar nu știu dacă se poate pune în cuvinte. Acum, ca să ajung la ideea ta, în secolul 20, budismul ajunge în Occident, ajunge în California. Și când dă de cultura de California, din California, care este o cultură unde dezvoltarea personală e importantă, mișcarea umanistă, sunt toate aceste idei despre eliberare și dezvoltare și atingerea potențială maxim al fiecărei persoane. Așa că budismul, intrând în contact cu cultura din California, ne redă un budism occidental care e foarte diferit de celelalte forme ale budismului. Iarăși vrem să spunem că această esență a rămas,
Dar dacă am vrea să punem în cuvinte care ar fi această esență, nu cred că am putea. Acum, când ajunge în California, budismul ia forma unei practici bazate pe meditație și a unui stil de viață, care e foarte diferit de formele anterioare. Ce se întâmplă în acest budism nou este că toată metafizica este dată deoparte, tot ce era ritual, tot ce era parte culturală este dată deoparte și dacă vrem să facem o simplificare enormă, putem spune că budismul occidental e mindfulness. Budismul redă această formă care este văzută ca fiind esențială. Acum, dacă vorbim cu cineva din Zen sau din budismul tibetan sau din budismul vechi indian, nimeni nu va spune că mindfulness e esențial. Va spune că e o parte din calea cu 8 ramuri, uneori interpretată într-un fel, alteori interpretată în alt fel. Dar, într-adevăr, meditația este modul prin care avem acces la această tradiție. Chiar dacă metafizica a fost dată deoparte și partea mai subtilă, ritualul au fost date deoparte, ele sunt încă accesibile. La referitor la această carte, Arta de a trăi, care a fost poate cu punctul culminant pe care tu ai vrea să-l împărtășești cititorilor Herald? Poate mulți dintre ei citind această carte, poate alții chiar practicând meditația și-ar dori cumva să completeze partea de practică cu partea teoretică. Întotdeauna am spus și cu invitații mei că există acest, sau ar trebui să existe acest mix între partea teoretică atunci când ne referim la cărțile, cel puțin la cărțile din colecția Himalaya, ale editurii Herald, dar și alte colecții, cum este colecția budismului Zen, pentru că tot l-ai pomenit puțin mai devreme. Cum facem să îmbinăm această parte teoretică cu partea practică, în așa fel încât ele să existe cumva în echilibru, să avem partea de, eu știu, de noțiuni, de termeni, de concepte din budism, care să ne ajute cumva și în partea de practică și de meditație? Arta de a trăi e interesantă ca exemplu pentru că este o culegere a prelegerilor oferite de Goenka în cadrul retragerilor Vipassana. Deci, fiecare capitol e un fel de etapă, e un fel de fază care ne trece printr-o experiență. Acum, cât de bine o pot face eu singur acasă, nu știu, dar în cadrul unei retrageri organizate, acele prelegeri sunt foarte puternice, pentru că atenția este foarte focalizată, nu există alte surse de distragere, toți așteptăm ca aceste prelegeri să apară. Referitor la meditație, există un, și probabil că multă lume se întreabă, mai ales mă refer aici la cei care sunt la început de drum, cum îmi place mie să spun, la început pe cale. Cum se face meditația? Există, exact cum spuneai puțin mai devreme, la început atunci când nu ne-am deprins și când nu am reușit să internalizăm tehnicile de meditație, avem nevoie de un maestru. Meditația se face într-un grup organizat până învățăm exact cum stau lucrurile. Și apoi, bineînțeles, cu cât practicăm, pentru că vorbim în mod normal de ani și ani de practică. Atunci când cineva spune că sunt un practicant al unei forme de meditație, nu ne referim la câteva luni sau la un an, doi, ci ne referim, cel puțin în cazul marilor maestri, ne referim chiar la zeci de ani, decenii de practică de meditație. După trecerea de la forma, să spunem, organizată, putem ajunge la primul cuvânt care îmi vine în minte este performanță, deși sunt convins că nu este cel mai bun găsit. La forma aceasta de meditație individuală, atunci când simțim nevoia să avem, vorba unei cărți a lui Dalai Lama, mintea liniștită și senină, fără gânduri.
Se poate, dar ca orice lucru mai subtil nu este ușor, pentru că lucrăm cu un mecanism, dacă vrem să-l numim mecanism, mecanismul mental, care este foarte complex. Așa că intrarea într-o practică interioară are întotdeauna nevoie de un fel de îndrumare. Pentru că fără un fel de îndrumare este foarte ușor să ne pierdem. Acum, spunem lucrurile astea, îndrumarea astăzi poate să apară ca o aplicație, Headspace, unde pentru câțiva euro sau câțiva dolari am acces la câteva tehnici care, într-adevăr, dacă le urmez o perioadă de timp, mă pot ajuta să liniștesc un pic mentalul și să clarific un pic, în general, spațiul minții. Însă până când ajung la meditația în sine de la aceste simple tehnici, după cum spui, poate să dureze câțiva ani de zile buni. Din experiența ta, să spunem, cu cei care au participat la ședințele de meditație din postura de instructor de meditație, cum îi simți pe oameni? Mă gândesc acum că cu atât de multă experiență îți dai seama când cineva este poate la început, îți dai seama poate când cineva are doar senzația că este pe un drum corect, dar s-ar putea să nu fie. Îți dai seama de procesele evolutive, la ce stadiu sau la ce etapă, la ce nivel a ajuns din punct de vedere al practicii meditației? Da, tendința în Occident este să ne legăm de meditație sau să considerăm că meditația este un fel de panacea. Adică poate să soluționeze absolut orice. Am scos afară din aceste tradiții tot ce am crezut că nu este esențial, mă refer la metafizică și la ritual, și am dat de un singur lucru, meditația, asta trebuie să fie. Aici e un pericol, pentru că, ca și orice lucru, meditația te poate ajuta în unele zone și în alte zone chiar poate fi dăunătoare. Așa că e important să echilibrăm un pic ce proiectăm asupra acestei tradiții, pentru că multe lucruri sunt nevoi concrete, reale, care sunt proiecționate asupra unor vehicule care pot sau nu pot să ajute. Problema noastră în secolul 21 este că, și poate chiar din secolul 20, este că momentul când am pierdut un fel de punct de referință unitar, când am pierdut o bază, atunci, da, am eliberat atenția, am eliberat mintea, dar ne putem agăța de orice. Pentru că nu mai avem un punct de referință foarte stabil, nu mai avem un punct de referință comun și au apărut multe alte mici puncte de care pot servi ca puncte de referință și începem să ne agățăm de unul, începem să ne agățăm de altul. Dacă există o oarecare maturitate în persoana care intră în practică, mergând pas cu pas și fiind foarte atenți la modul în care experiența apare și fiind atenți la ce ne comunică această experiență, putem alege dintr-un punct de vedere sau altul. Dar, dat fiind faptul că nu avem timp și totul e făcut într-un fel de grabă și nu există o îndrumare coerentă, avem posibilitatea să ne rătăcim. Păstrată de-a lungul secolelor în Myanmar, Vipassana a trăit o adevărată renaștere începând cu anul 1969, când Goenka a început să o predea mai întâi în India, iar mai apoi la scară internațională. Până în anul 2013, anul în care a încetat din viață, oamenii au participat în număr foarte mare la sute de cursuri organizate în toată lumea sub îndrumarea profesorilor instruiți de el. Ce înseamnă mai concret meditația Vipassana? Sunt discuții foarte ample și foarte largi. Atât cât se poate asta, într-un cadru mai specific, să spunem, mai restrâns, cât ne permite, bineînțeles, și timpul. Dacă traducem termenul Vipassana, ajungem la noțiunea de viziune clară.
Nu există o tehnică vipassana. Dacă ne uităm în toate textele budiste și în tradițiile vechi originare, nu dăm de nicio tehnică vipassana. Nu. Există însă o formă de conștientizare care este folosită, care ne permite o viziune mult mai clară, mult mai lucidă a realității. Deci această tehnică de conștientizare, care e tradusă în Occident prin termenul mindfulness, este foarte legată de această viziune clară care ar putea să fie vipassana. Deci deja un lucru destul de complex. Dacă pornim de la baze, vedem în această practică de conștientizare esența. Și vedem o formă de conștientizare foarte specifică. Este vorba despre capacitatea, despre cultivarea capacității de a reflecta asupra experienței în momentul de față. Adică orice se întâmplă, se întâmplă în cadrul cunoașterii. Orice apare, apare în cadrul cunoașterii. Adică simt ce senzațiile care apar în corp, sunt conștient de ce gândesc, sunt în contact cu aspectul emoțional din acest moment. Deci acest fel de, am putea numi metacogniție sau metaconștientizare, este esența acestor practici. Dragii noștri, am vorbit astăzi pe marginea cărții Arta de a trăi meditația Vipassana, așa cum este predată de Coenca, o carte scrisă de William Hart, publicată în colecția Metanoia a editurii Herald și care, cum spuneam la începutul materialului nostru, face parte din campania Ce ne transmite budismul. O puteți găsi pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult, George Petre, instructor meditație, fondator Asociația Aletea. Noi, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!